La Vatra Dornei, de prin 2016, n-au mai arătat pârtiile atât de bine, susțin administratorii acestora. A fost multă agitație și în zona cazinoului Băilor, unde s-a dat startul și a fost și finish-ul primei competiții de ciclocross de la Vatra Dornei. Au fost reprezentanți din 6 țări care s-au întrecut la campionatul balcanic de ciclocross, iar atmosfera a fost una de senzație. Noi suntem acum în ziua de duminică pe pârtia Parc. Am văzut că toată lumea se bucură de zăpada excelentă. În plus, pe tot parcursul perioadei de la amiază s-au desfășurat și activități care au contat pentru Ziua Mondială a Zăpezii. Prognoza e bună, vremea se menține excelentă pentru practicarea sporturilor de iarnă, astfel încât stațiunea Vatra Dornei vă așteaptă pe tot parcursul săptămânilor următoare cu condiții excelente de schi. Și nu doar de schi, ci și pentru alte activități de timp liber, în cele mai frumoase condiții de iarnă. Sunt deschise toate pârtile. Ce să mai vorbim? Super condiții de schi, super condiții. Așteptăm toți turiștii la Vatra Dornei. Ce se anunță pentru perioada următoare? Ai consultat prognozele? Din ce am înțeles, și februarie va fi ok, undeva până martie. Acum prognoza este prognoză, nu putem garanta, dar atâta timp cât avem camere online, fiecare potențial turist poate să intre pe cameră să vadă exact condițiile pârtilor. În momentul de față este super, super condiții de schi. Din punct de vedere al lucrurilor pe care le puteți oferi după ce se închid pârtiile, toate resorturile de spa sunt oferite, deschise? Da, da, da. Deci avem partea de spa deschisă, ce înseamnă piscină, saună, jacuzzi, sală de fitness. Iar, bineînțeles, după ce se termină programul de schi, fiecare turist optează pentru barurile și cluburile din stațiune. Cum a fost weekendul acesta, cumva primul autentic de iarnă pe pârtia Veverița? Mai bine decât ne așteptam. Zăpada am avut mai multă decât ne așteptam. Unii au măsurat aici 25 de centimetri, zicem că au fost spre 40. Am bătut bine pârtia ieri dimineața. După atâta ploaie a venit încă atâta zăpadă. Sperăm să țină nu până la sfârșitul sezonului, dar avem deocamdată, vă așteptăm. Atmosfera din stațiune pare să fie pe placul turiștilor. Cum e pârtia? Bună! Câte ture ai făcut până acum? Nu mai știu, că nu le-am numărat. De la ce oră ești venit? De la 10:30. Aoleu, sunt deja 4 ore, n-ai obosit? Nu. Ai fost și pe Veverița sau ai stat doar aici, pe parc? Am fost doar și cu teleschiul ăsta și cu celălalt galben. Deci zăpada e bună, da? Da. Spor la dat. Bună, de unde ești? Din Suceava. Gata sesiunea de placă pe azi? Nu, doar de-abia încep. A, de-abia ai venit. Cum ți se pare pârtia? Bună, chiar bună. Zăpada e proaspătă, se vede că e așa... De-abia Banda. Așteaptă, da, abia așteaptă schiorii. Și e vreme bună, asta e cel mai important. Ai stat tot weekendul sau ai venit doar pentru azi? Weekend, tot okay. Weekendul. E prima lecție? Aproape. Cum ți se pare pârtia? Foarte frumoasă, foarte tare. Se descurcă? Foarte bun. Are o coordonare fantastică, fantastică, deși e prima oră de monitorie. Știi pe schiuri? Foarte puțin am dat și pe schiuri și la placă e a doua oară când mă urc pe placă. Am înțeles, dar dacă sunt bune referințele instructorului, înseamnă că speranță, perspectivele sunt bune. Da, cu siguranță. De unde ești? Bistrița. Și ai venit doar pentru astăzi sau pe weekend? Doar pe astăzi. Și ai venit chitit să înveți? Da, clar, 100%. Dar pe pârtia Cocoșu se schiază în perioada asta? N-am fost niciodată. Înțeles, fără la dat. Mult succes. Nu cred că avem pe ce. Salut, de unde sunteți? De la Iași. Și ați venit pentru prima dată la Dorna? Da. Dar echipament nu prea. Ba da, ba da. Ați închiriat sau ați venit cu schiurile voastre? Am închiriat. Și ați venit pentru weekend sau doar pentru azi? Pentru weekend. Am înțeles, deci ați fost și ieri. Da. Cum vă descurcați cu schiul? Pentru prima vară. Pentru prima dată? Da. Sunteți veniți în gașcă, a? Da. Și cât rămâneți? Doar azi? Păi noi suntem de vineri. Am înțeles. Deci e ultima zi, practic. Cam așa. Și de ce pentru prima oară, duminică, dacă ești venit de vineri? N-am vrut să mă dau. Frica-i mare. Păi și ce ai făcut cât s-au dat ei? Cu Sania. Pârtia este absolut perfectă. Chiar dacă nu există un asemenea grad de comparație pentru cuvântul perfect, dar așa s-a întâmplat să fie azi. Văd că ai venit cu tot setup-ul la casă, că te antrenezi pentru concurs sau doar te-ai dat mai tare azi?
Nu, dar eu suport siguranța. Eu, pentru mine siguranța este pe primul loc și vreau să... Câte ture ai făcut? Până acum 22. 22? De la ce oră ieși? Sunt de la 10 dimineața aici. Cum era pe urmele de la drag dimineața? Mai perfect. Duminică, pe 21 ianuarie, la domeniul schiabil Veverița Park din Vatra Dornei, a fost sărbătorită Ziua Mondială a Zăpezii. Eveniment a ajuns în acest an la ediția 13-a. Stațiunea Montană din județul Suceava este una dintre cele 114 locații din 38 de țări din întreaga lume în care se organizează acest eveniment de tradiție sub patronajul Federației Internaționale de Schi. În cadrul programului World Snow Day s-au regăsit lecții gratuite de schi și snowboard pentru copii, un atelier de siguranță pe pârtie și parada mascotelor pe schiuri. Pe lângă cursurile de schi gratuite, au fost organizate și diverse concursuri pe zăpadă, iar cei mai talentați participanți au fost recompensați cu premii și diplome. Zăpada ne-a ajutat foarte mult, a venit la fix, două evenimente weekendul ăsta, campionatul Balcan de ciclocross și Ziua Mondială a Zăpezii. A fost super frumos azi, soare, mulți copii, zăpadă bună, deci o zi reușită. Cum merg lecțiile la școala de schi? Încep să meargă de acum, pentru că până acum am lucrat doar în zona inferioară a pârtiei pe zăpadă artificială, dar sperăm că de acum sezonul o să fie ce trebuie, așteptăm vacanța copiilor, deci îi așteptăm la schi și snowboard cu drag. Care sunt la nivel de standard, vorbind, prețurile pentru cei care vor să se inițieze în schi sau snowboard pentru, să spunem, o singură oră de inițiere? Da, la noi în școală o lecție privată, adică monitor cursant, este 150 de lei, după care prețurile scad în funcție de numărul de cursanți din grup. Și la schi și la snowboard este același tarif. Și care e programul de funcționare? Mă gândesc că va fi zilnic în perioada următoare, dat fiind condițiile de pe pârtie, nu? Da, va fi zilnic, nu închidem nici în weekend, de la ora 10 dimineața până la ora 15, 16, 17, depinde de fluxul de turiști. Și tot la Vatra Dornei, pe tot parcursul weekendului, Asociația de Ecoturism Țara Dornelor și producătorii locali au adus în prim plan delicatesele regiunii. Meniul a combinat tradiționalul cu inovația, oferind bucate ca bulz bucovinean, tochitură, sărmăluțe și scrijele cu brânză sărată, alături de specialități inovative, precum fish kebab, cornuri cu icre de păstrăv, burger de păstrăv și baby frigărui de păstrăv.